Urmarea unor sesizări cu privire la depozitările necontrolate de deșeuri în localitatea Izbiceni, autoritățile locale au fost contactate de către comisarii Gărzii de Mediu. În această dimineață au fost verificate problemele semnalate, probleme care într-adevăr există, însă potrivit primarului Marian Gulie, există și soluții, respectiv o mai bună organizare și mai mulți bani alocați în acest sens. Pentru fiecare articol de gunoi în parte există soluții, numai că bugetele primarilor și localităților respective nu au permis o mai bună organizare a acestei situații. Ma, e clar că situație evidentă că trebuie să găsim soluții. Ne vom aloca în bugetul de exercițiu financiar al anului acesta, ne vom aloca bani astfel încât să putem să demarăm aceste proceduri corecte din punctul meu de vedere și este tot rău este bine, pentru că la un moment dat trebuie să ne punem și noi întrebarea până când aruncăm gunoi necontrolat, până când producem gunoi și infestăm tot ce înseamnă terenuri și ape și sănătatea noastră până la urmă este în pericol. În această zonă au fost semnalate depozitări necontrolate de deșeuri menajere în amestec cu deșeuri de construcție și deșeuri reciclabile pe o suprafață foarte mare. Comisarii Gărzii de Mediu vor dispune măsuri în cursul acestei zile. Acum se încheie un proces verbal de constatare și urmează să se dispună măsuri. Să sperăm că termenele sunt rezonabile și putem să ne încadrăm în termene. Avem toată disponibilitatea de a rezolva problema. Vrem doar să fim realiști și înțelegători că lucrurile sense de generații întregi nu se pot rezolva cu un proces verbal de constatare și cu niște măsuri dispuse pentru o situație reală existentă. Primarul le-a expus comisarilor câteva soluții, atât pentru depozitarea deșeurilor rezultate din construcții, cât și pentru gunoiul menajer sau selectiv. Din punctul meu de vedere, pentru tot ce înseamnă demolări, să creăm acea sistematizare și pe care o considerăm noi în zonele unde există voi, să putem să depunem aceste resturi din demolări și să eventual să vorbim cu firme care concasează cimenturi și tot ce mai rezultă din demolări și este nedegradabil. Asta ar fi pentru varianta demolare. Pentru varianta resturi vegetale, cu acordul mediului, platforme de beton pe unde să punem spre degradare resturile vegetale. Iar pentru gunoiul menajer, pentru gunoiul menajer, firmă autorizată, operator care să vină să ia din poartă în poartă, cred că e cea mai bună soluție, iar pentru gunoiul selectiv, la fel operator care să vină să adune selectiv resturile acestea din gospodăriile oamenilor și nu numai. Potrivit comisarului șef al Gărzii de Mediu Olt, Aura Mandache, acțiunea este în curs de desfășurare. Comisarii încă sunt prezenți la fața locului și verifică zona, vor dispune măsuri și vor aplica legea. Rezultatul final va fi făcut public imediat după finalizarea acțiunii.